Dar fiind regent la Chiscani, s-a întâmplat odată că eu am întârziat la slujbă. Și am fost atât de mirat că corul în locul meu îl conducea Arhimandritul Dormidon, dimineața tare. Și eu cum m-am ridicat acolo, nu știu ce stare am avut eu, dar parcă m-am speriat. Eu prima dată l-am văzut în fața corului, el duce corul și corul sună și sună bine și, și lucrează bine, dar el știa liturgie, el știa când și ce, dar eu nu știam. Și el, conducând corul, mi-a propus prin gest, adică să mă duc să eu, dar eu i-am spus tot prin gest, lucrați că lucrați bine. El a zâmbit și a făcut slujba până la sfârșit. Și interesant, el a fost un om extraordinar de, cum să vă spun eu, modestie extraordinară.